Це на жінка дворно? Це сильно застроєно. Soarele deșpar, ești un Dumnezeu, despre capul ăsta de asta. Să-ți fac eu un cadru de asta. E bine. Пришли поддерживать дома Платона? Естественно. А что сегодня решается? Я запуталась, правда. Я не знаю. Авокат вам не говорит, что? Он говорит, я забываю, каждый день все меняется. Я думаю, что это продление его срока заключения, задержание, как это называется? Арест? Продление ему? Арест. Продление ареста. Я так понимаю, что в среду он не успел обсудить этот вопрос. Отложили на сегодня. Его на сегодня. То есть на следующие 30 суток? Наверное. Продлевают. Другие новости, как он, что он передает? Он держится очень хорошо. Он не падает духом совершенно. А насчет условий не говорит? Есть, были свидания с ним? Нет, свидания не дают, и очень сложно с ним поддерживать контакт. Он пишет маленькие записки, чего ему хватает, не хватает. Родители? Родители. Были на свидании? Очень сложно. Не дают свидания никому. Ни родителям, а как? Ни жене. Мотив какой? Почему? Отказ прокурора. Чем не мотив? Я не знаю законодательно, правильно это, неправильно. Спасибо. Наверное, потом прокурор все-таки связывает ваше имя с судьями, которые были пришли. Ничего. Urmă să zic că instanța de eliberare, da? Instanța de eliberare acum. Nu vreau să mă aștept. Nu înțeleg. Să zic instanța de eliberare? Nu știu. Наверх. Да? Наверх. На диакон умежим? Да, на диакон. А, окей. Устал. Это не Здесь. Дом Байшу. Че за? Мястер, мы ce spun eu? Eu v-am spus că nu am atribuții la dosarele respective. Cunoașteți limba de stat? Înțelegeți ce spun eu? Am înțeles. Atât. Mersi. Și curtea Supremă de Justiție în timpul zilei recomandare că să ne amendeze la fiecare acuzat. Ce se decide, domnul avocat?
Vorbesc domn procuror, domn procuror. Nu vreau să vorbesc el cam ca noi. Cam fudul. Eu da dumnealui, eu mă adresez la dumneavoastră, okay. Fiți mulți respectați. Ce se decide totuși acum? În deliberare? Decid și motivez acțiunile ele. Și asta e deliberarea. Conexarea la trei materiale. Și acum trebuie să să în deliberare, cred, da? Trebuie să ne pregătim de două ori să ne ușim la Да, сижу уже. Я не понимаю. Люди испытывают. Ну, эмоции только. Да не эмоции вроде нет. Уже нет эмоций. Все уже включилось. Домнило, треба се экспуя кош, да? Коннексарь три материала. А кош се экспуни. Да, шакуша се экспуни. Мерси. Вы что-то знаете про покушение на дом Драгуцана? Нет, ничего. Дом прокурор и пронуцаря, где смотрим на... Domnul, ia cum ai pronunțare. Domnul avocat, șteptule, cam așa. Pe care un trebuie să pronunț de mă? Domnul avocat, poți să întrebi la pronunțare. Pe voi nu primi, el permite, dar voi nu permiteți. Domnul avocat, poți să întrebi la pronunțare. Fac spoiler. Puteți să întrebi pronunțare cu minut. E public. Așteptați să judecătorul să vă permite, dacă. Nu, e mai. Eu moș pe domnul mai mult. Da, ieșiți și spuneți, vă rog. La pronunțare, spuneți, vă rog, să permite. Păi dați voie să la pronunțare. Băi, îți dați voie să întrebăm la pronunțare. Așteptați-vă. Păi pronunțare acum și se mai aștept pe urmă să... Vă rog frumos, dați-mi voie să întrebăm la pronunțare. Împiedicați accesul la o justiție. Domnul, dați-vă rog să... Așteptați. Păi pronunț acum și să aștept, să pronunță. Вы угрожали Шору и Драгуцану? Никогда в жизни. Și iată, a decis la moment conexarea celor trei proceduri, într-o singură procedură, și considerăm chestii ca fiind ilegală și decis la pluton, anumit, mai exact, care proceduri? Trei dosare? Sau? Inițial cerere de recuzare, cerere de revocare a măsurilor preventive, ulterior a două a fost cerere de înlocuire a măsurilor preventive și la 20 procurorilor de mers de prelungire a măsurilor preventive și judecătorul a decis toate trei într-o singură procedură. Mai exact, despre sesizare la Curtea Constituțională, amendamente, expuneți mai exact. Da. Conform legislației, nu este permisă înaintarea recuzării față judecătorului care examinează recuzarea. Noi considerăm că aceasta este o încălcare a Constituției, din simplu motiv că dacă examinează recuzarea judecătorului, un judecător care este în relație de rudenie sau este în relație de prietenie cu acel participant în proces, deci este un timid de refuzare celui judecător. În situația când el refuză să facă cer de abținere. Curtea Constituțională timp de zi a decis că este neîntemeiat această sesizare a avocaților și a refuzat-o timp de zi. Și tot ieri Curtea Supremă de Justiție da, a făcut referință la dosarul nostru și a spus că refuzările la poziția lor ca fiind abuzive, dar urmează fie amendate de fiecare caz, că ei vor scoate bani. Adică amendate de... De către instanță judecată să fie aplicat amenzi față de cel care amendează refuzări. Da, dar cine a făcut demersul ăsta mai exact? Avocații? Curtea Supremă s-a concentrat și timp de zi e tot. Nu, nu. Persoana la premier. Mai un mălăt. Persoana la sus. Mai un, mai. Așa? Da. Nu,
Domnul procuror, pot să vă rog frumos să citeți de sesizarea asta la Curtea Constituțională? Trebuie să vă spuneți, vă rog.